Datorez aproape tot ce am bun în viața mea faptului că am decis cu multă vreme în urmă să devin un autor online. Și dacă vrei și ești curios, am să spun o povestioară despre asta. Era anul 2005. Era noastră. În anul 2005, internetul încă era pe modem pentru foarte mulți oameni, iar eu am renunțat la Politehnică după 5 ani ca să mă duc la Facultatea de Psihologie, că îmi descoperisem vocația. Și am zis, eu pentru tot restul vieții mele vreau să fiu psiholog. Problema cu a fi psiholog la 25 de ani, în anul întâi la Facultatea de Psihologie, e că nu prea faci bani din asta. Și știam că o să dureze mulți ani. Toată facultatea, masterul, formarea în psihoterapie, ca să am cabinetul meu să pot să câștig niște bănuți din asta. Și practic cel mai mare obstacol al meu a devenit cel mai mare avantaj al meu. Astăzi, după aproape 19 ani de carieră în psihologie și în online, cum anume a devenit cel mai mare obstacol al meu, cel mai mare avantaj al meu? Fiind student în anul întâi, locuiam cu mama într-un apartament de două camere. Mama era învățătoare, e și astăzi, la 63 de ani, încă, cred că mai are un an de zile în care va merge la școală să învețe copiii de clasele 1-4 să scrie, să citească și toate cele. Și mi-aduc aminte că trebuia să-i cer bani la 25 de ani mamei mele și locuiam cu ea în apartament și ea săraca plătea curentul și internetul meu. Iar eu am știut un singur lucru. Până să ajung eu să am cabinet, să fac 1-1, să am abilitățile necesare și toate cele, dar trebuie să-mi fac un blog și să captez adrese de e-mail. De ce? Pentru că eu mi-am schimbat viața înscriindu-mă cu adresa de e-mail la un tip din America care scria newslettere gratuite în limba engleză și mă educa. Și omul a zis, și tu poți. M-a făcut să cred în mine. Nimeni din România și din lumea asta nu m-a făcut să cred în mine, ci un tip care scria e-mail-uri. M-a făcut să cred în mine, că și eu pot. Și am zis, dacă mie mi-a schimbat viața și mi-a schimbat direcția în viață un tip care scrie e-mail-uri, cred că pot să fac și eu chestia asta, sau cel puțin vreau să încerc să fac chestia asta. Și ce am făcut? Am început să scriu e-mail-uri și mi-a luat 2 ani de zile să strâng prima mie de abonați. Prima mie de abonați la blogul meu, personalitatealfa.com, care și astăzi este live după 19 ani. După 2 ani de zile am scris prima mea carte, Personalitatea Alfa, și apoi a doua carte, Arta Seducției. Și aveam 2 bloguri pe care activam și îmi vindeam cărțile în online. Așa mi-am început cariera și am început să câștig cam 3-4.000 de lei pe lună din cărți tipărite, vândute în online. Scriam articole pe blog, link, cine vrea mai mult să comande cartea. Oamenii comandau 5-6-7 cărți pe săptămână din fiecare, deci aveam vreo 10-15 comenzi pe săptămână. Într-o lună erau vreo 60-80 de comenzi, cu 50 de lei cartea, 3-4.000 de lei. Mergeam la poștă, completam formularul verde, completam formularul alb, ăla verde de ramburs, ăla alb de expediere. Și oamenii, nu toți, unii nu ridicau și erau retur coletele, cine mai ține minte vremea cu poșta, și alții ridicau și îmi luam banii vinerea. De obicei mergeam și luam niște bani, niște din alea verzi, cu banii, pe carte, pe cărți. Așa am început cariera mea. Așa mi-a început cariera, da? Și a trecut 19 ani de atunci și am văzut deja 4 generații de autori online. Prima generație am fost eu și mai câțiva numeri pe degetele de la o mână numeri. Prima generație de autori online pe atunci. Niște nebuni care scriau e-mail-uri și newslettere și nu știam încotro ne îndreptăm, dar știam că vrem să ajutăm oamenii din jurul nostru să trezim ceva în ei, să dăm un mesaj. Asta era motivația principală. Să spunem oamenilor, hei, se poate altfel. Se poate să gândim altfel, să fim altfel, să ne dezvoltăm personal. A fost prima etapă, prima generație de autori online. Apoi a venit a doua generație de autori online, pe care o cunosc eu. Prin 2011 a început dezvoltarea personală cu adevărat în România. 2010-2011 au început oamenii să citească cărți, să fie curioși de cursuri, să meargă la evenimente. A fost a generația a doua de autori, au apărut destul de mulți autori online și oameni care invitau alți oameni să vină la evenimente, să se dezvolte, să participe în comunități, s-au creat comunități pentru prima oară, era dezvoltare personală generalizată. Apoi, în etapa a treia, de prin 2014-2015, am simțit pe pielea mea chestia asta, eu eram foarte generalist ca autor. Adică vorbeam și de vocație, și de relații, și de sănătate, și de fitness, și de psihologie, și de toate, despre toate vorbeam. Și am avut succes. În momentul în care făceam un eveniment, înscriam 50 de persoane plătitoare la o tabără de-a mea, un bootcamp, Alpha Camp, așa,
Într-o săptămână, 10 zile erau ocupate toate locurile. Pe care am început să văd că lumea nu prea mai voia să cumpere de toate pentru toți. Și a început era a treia, a apărut a treia generație de autori online, cei care se micronișau, experți pe relații, doar pe asta vorbeau. Experți pe fitness, doar despre asta vorbeau. Experți pe psihologie profundă, pe psihoterapie, pe training-uri, pe NLP, pe de toate micronișat. Și a fost o nouă eră și eu m-am cam pierdut în această era 3, că vedeam că am mulți oameni care mă urmăresc, dar parcă nu mai aveam tracțiune, parcă nu mai mă urmăreau oameni atât de mult, că vorbeam generalist. Un articol de relații, unul de fitness, unul de vocație, nebunie. Apăruseră alții care erau mai buni ca mine, dar pe micronișă, da? Că eu, făcând de toate pentru toți, mai greu. Și apoi, a patra generație de autori a început, în momentul în care eu și Doru Pelivan, bunul meu prieten și partener de business astăzi, a venit și a zis, trebuie să facem cursuri experiențiale. Asta ce înseamnă? Că informația nu e educație. Asta înseamnă că e nevoie ca oamenii să se transforme cu adevărat, să aibă rezultate. Trebuie să punem focusul pe rezultatele oamenilor care vin la cursurile noastre, ca autori online. E nevoie să punem accent pe experiențial, adică omul trebuie să aibă o călătorie a eroului, da? Să treacă prin niște borne, să aibă un plan strategic de acțiune, să dezvolte abilități, să aibă mici victorii și mari victorii și să putem să-l sprijinim când este într-o pasă proastă, da? Când se descurajează, când nu mai poate, când nu mai știe. Și astfel a apărut a patra generație de autori și aceasta este generația Hobby to Profit, din 2018 până azi inclusiv. Și încet, încet simt că la orizont apare a cincea generație de autori online. Cei care vor folosi, pe lângă tot ce am spus, vor folosi inteligența artificială. Dar spun un secret. Dacă nu știi ce să-i ceri, să faci prompturi bune inteligenței artificiale, output-ul este zero. Dacă bagi superficial, scoți superficial. Deci, lumea va fi înlocuită, sau dacă vrei să spunem așa, autorii online vor fi înlocuiți, nu de inteligență artificială, ci de alți autori care știu să folosească inteligența artificială, dar autoria trebuie să știe ce să ceară inteligența artificială. Deci, practic, ce facem eu și Doru prin Hobby to Profit, ajutăm alți oameni să învețe să fie autor online, învățând ce e aia micronișa, de ce e importantă, cum să te poziționezi, cum să chestionezi audiența, cum să faci copywriting, da, să scrii titluri bune, hook-uri la materiale, cum să organizezi structura unei informații, video sau text, astfel încât să livrezi valoare celuilalt. Celălalt să spună, da, wow, m-am prins, mă pun pe treabă, da? Cum să motivezi pe ceilalți, cum să-ți faci pagină de abonare, cum să crești o comunitate gratuită pe grupuri de Facebook sau comunitate plătită, cum să-ți lansezi primul tău curs online și de ce este foarte important să-ți lansezi un curs online și nu carte tipărită, audiobook sau alte chestii. Și m-aș bucura foarte mult să îți răspund la întrebări. Dacă vrei să-ți răspund la întrebări, te rog să scrii sub acest video ce întrebări ai tu legat de ce să nu încep cu o carte, să încep cu un curs. Și am să fac video despre asta în continuare. Deci îți răspund la toate întrebările cu drag. Ce vreau să spun este următorul lucru. Cine estimez că mai sunt câteva luni de zile, poate anul ăsta, în care oamenii care încep să învețe aceste abilități de a fi autor online, o pot face înainte ca oameni care au aceste abilități vor folosi inteligența artificială și vor face munca 10, 20, 30 de autori odată. Deci ce-ți recomand eu? Este să te urci în acest tren, acum, vara asta. Lasă-mi un mesaj sub acest video. Spune-mi un mesaj, orice fel de mesaj, vreau să fiu autor online. Da? Și am să-ți răspund personal. Intrăm într-o conversație privată, intri cu mine într-o conversație privată și am să-ți dau primii 3 pași gratuit legat de cum să înveți aceste abilități extrem de importante. Pentru că fără ele nu vei ști ce să ceri inteligenței artificiale care poate să-ți ofere tot ce vrei tu. Poate să genereze conținut în secunde, nu cere de mâncare. Practic, inteligența artificială va fi partenerul tău de business. Doar că tu va trebui să vii cu partea ta, care înseamnă creația, inteligența, cum să pui întrebări bune. De asemenea, fața ta, tu ca om viu, cum sunt și eu, vezi cum bate vântul acolo în spate, asta încă nu este generat de inteligență artificială, încă e real. Încă Pera este el. N-am o clonă care să facă aceste videouri pentru mine, dar s-ar putea ca în curând să existe. Da? Așadar, tu ca și autor ești foarte important. Oamenii vor dori să te vadă pe tine live. Vor plăti mulți bani pentru chestia asta. Da? Ca să te vadă pe tine live. Deci ce te invit acum este să scrii sub acest video un mesaj. Vreau să fiu autor online. Dacă vrei. Dacă ești curios. Am să scriu un privat, am să spun câteva întrebări ca să ne dăm seama cine ești, ce ai făcut până acum, de ce vrei să faci chestia asta, ce te motivează. După care îți dau primii 3 pași
în mod gratuit ca să pornești pe drumul acesta să vezi dacă e pentru tine. Poate e, poate nu e, poate deja ești hotărât, poate nu. Dar vreau să te ajut și vreau să te urci în trenul ăsta acum, dacă îmi dai voie să te ajut, bineînțeles, și dacă vrei să facem treaba asta împreună, că e o colaborare până la urmă și tu va trebui să-ți faci partea ta de muncă și nu-i puțină. Dar este un tren în care cred eu că merită să te urci, pentru că viitorul aparține autorilor online care pot oferi calitate cu adevărat. Da? Valoare celorlalți, să ajute oamenii să-și schimbe viața în bine. Chestia asta nu s-a schimbat din 2005. A fi autor online înseamnă să-i ajut pe alți oameni să schimbe viața în bine, să scape de suferință sau să atingă obiective și visuri. Nu s-a schimbat nimic. Doar că acum o să înceapă o competiție și, repet, urcă-te în tren acum și ai toate avantajele pe care le-a avut orice autor din 2005 până în 2023. Dar în 2024, o să vezi, trenul a plecat din gară. Scriem acum, sub acest video, cu mare drag mi-ar plăcea să te asist, să te ajut, să te sprijin cu tot ce ai nevoie. Da? Fă acum și hai să vorbim. Da? Scriu un mesaj sub, vreau să fiu autor online. Și lucrăm. Îți scriu personal. Te pup. Ciao, ciao.